Но твой гол можно назвать переломным? После 2-0 уже стало легче? Ну да, конечно. Команда уже, Шахтер уже подсела после этого гола. Уже как-то меньше уверенности в себе было. Конечно, этот гол уже был переломным. И для нас более возвышенный гол стал. Придало нам энергии и сил. В конце минувшего сезона в последнем туре, если не ошибаюсь, в поединке с Александрией играл Олег Кудрик. В КБ нападающему Шахтера переиграть голкипера Динамоса. Перехватывает Масалов индивидуально. Здорово сыграл, обыграл визави еще раз. Кроме хорошего содержательного футбола увидим еще и которых прислал Александр Хацкевич для игровой практики. Покинули поле. Когда вышли те футболисты, которые уже хорошо друг с другом знакомы, хорошо сыграны. Fie pe platformele digitale ale Forului Fotbalistic Național, pagina de Facebook sau canalul de YouTube, reușește în cele din urmă să îmblezească acest balon, scoate în dreapta pentru urcarea lui Ambasa. S-a complicat cameronezul, a încercat o pătrundere individuală și acum paradă de zile mare, extraordinară execuție. Abia este vorba de Masalov de la mijlocul terenului, cât de bine a văzut... Atac promițător pentru Șerif, bună această minge pentru Maxim Cojocaru. Dribling în fața lui Masalov. Cojocaru reușește să scoată pentru Ribeiu, reprimește Masalov. Înalță Cordienco, este în careu, l-are în față pe Voropai. Scoate în spate această minge, dar nu era evidențial Radu Rogac. Masalov. Foarte bună această pasă pentru Bugaiov, luat în primire de Onana. Reprimește Masalov, un corner pentru echipa oaspete. Insistă Petrocub. Mută atacul pe partea dreaptă până la Onana. 1-2 a încercat Onana, 1-2 cu Jardan. Acum Masalov pleacă pe contraatac, ucraineanul îl întoarce pe Jardan. A ezitat să centreze formația din Hâncești. Să salveze într-un fel sau altul acest meci. Greșeala lui Rogac, foarte aproape Gulceac a fost să intercepteze. Nu și-a putut salva echipa la două faze fixe ale... Care este autorul primului gol al lui Șerif din actuala stagiune. Gol decisiv în disputa cu Speranța Nisporeni din prima etapă. Un gol extrem de... Suruceni cu Sfântul Gheorghe. 5 rezultate consecutive care au Gaiov. Masalov îl ajută Alexandru Masalov. Acum un șut în plasa laterală. Nisporenenii acum au avantaj, pasă pentru Ambasa în duel cu Valeriu Macrițchi.
Acesta trimite... Decisiv la golul 2 marcat de Lukic. Recuperează Latifi într-un duel cu Masalo, faultează ucraineanul care îi arată centralului Coftun că a jucat în minge. Nemulțumit Masalov, însă va fi până la urmă lovitură liberă de pe partea dreaptă. Pe care au dat de înțeles că Dinamo are planuri mari în acest sezon, în special pe final de campionat, când se va încerca atacarea locului 4. Interesantă, care nu s-a încheiat abia acum, reușește îndeaie să scoată mingea din careul șerifului. O primă acțiune. Va fi executată de Oleksandr Masalov. Centrare bună, reluare cu capul a lui. Saltă această minge în direcția lui Rebenja, nu este offside, Masalov și penalti. Se dictează lovitură de la 11 metri la faultul lui Vasile Jardan asupra lui Oleksandr Masalov. Îi arată și cartonașul galben lui Vasile Jardan și Dinamo Auto va beneficia de o lovitură de la 11 metri, evident nemulțumit Vyacheslav. Destul de jos la această acțiune de atac. Și acum Bobrov foarte aproape să... Acum pare să fie un moment oportun, într-adevăr, Mihaleov pentru Masalov, foarte bine. Această minge pentru care a luptat Panic la finalizare. Panic pe partea stângă, față în față cu Krischi din prima pentru Masalov. Și acum Nihaev uitat pe partea stângă. Masalov. Ucraineanul se descurcă bine în fața lui Cojocaru. Să vedem un șut al lui Masalov. Unul bun de altfel, dar prea tare și balonul a trecut pe lângă. Care greșește nepermis, dar își recuperează greșeala. Și mai obține o lovitură liberă de pe partea stângă. Nu va mai fi lăsat Masalov. O va face capitanul Ribeiro. A încercat să găsească o pasă scurtă până la Latifi. Pierde balonul albanezul. Și acum dinamoviștii pot pleca pe contraatac cu această minge pentru Rebenja. Rebenja față în față. Nihaev repune repede în deaie până la Belousov. Întâmpinat acolo de... Recuperează dinamoviștii. Mihaleov. Masalov. Masalov! Pe lângă poartă, execuția lui Oleksandr Masalov. Un șut foarte puternic pe care îl revedem. Iată aici, trage și balonul trece...